Bună ziua! Eu cred că modul în care preoții ascultă de Dumnezeu nu este unul bun. Se zice să faci ce spune popa, nu ce face popa. Adică, na, dacă așa este, nu este bine. Dar așa, cam așa este din ce se vede. Adică se spune și peștele de la cap se împute, adică atunci când în țară sunt probleme vin destul de mult de la conducere. Pe noi ne conduc politicienii, dar și biserica ne conduce. După ce a înviat, Iisus Hristos a zis, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Dacă i s-a dat puterea lui Iisus Hristos și bisericii sale i s-a dat puterea în cer și pe pământ. Adică preoții au o anumită putere și o folosesc doar puțin. Vreau să vă citesc capitolul 10 din Sfânta Evanghelie după Matei. Chemarea apostolilor și trimiterea lor la propovăduire. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Numele celor 12 apostoli sunt acestea. Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov al lui Zebedeu și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi, ce se zice Tadeu, Simon, cananeul, și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarieni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Deci să meargă către oile cele pierdute ale casei lui Israel și mergând, propovăduiți, zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți, în dar ați luat, în dar să dați. Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Vedeți ceea ce a spus acestor 12 ucenici, probabil Iisus Hristos ar spune și preoților din ziua de astăzi. Și dacă le-ar spune să meargă, da, să meargă și să propovăduiască Evanghelia, atunci noi putem spune despre preoți că ei nu fac acest lucru, ei nu merg să propovăduiască Evanghelia, ci ei din biserică propovăduiesc Evanghelia. Din biserică, dar nu, ei nu merg să propovăduiască Evanghelia, ei nu vorbesc cu oamenii de pe stradă. Sunt mai degrabă alții de la secte care ies în stradă și aceia vorbesc cu oamenii atât cât vorbesc. Bine, nu, ei nu deranjează cei de la secte, nu deranjează. Ei stau acolo cu revistele lor pe care le împart oamenilor și probabil că uneori mai spun ceva oamenilor. Nu cred că este recomandat ca preoții din ziua de astăzi să-i tot deranjeze așa pe oamenii de pe stradă, propovăduind Evanghelia. Dar pot fi înțelepți și să propovăduiască Evanghelia fără a deranja cine știe ce. Așa, în stradă. Poate să împartă iconițele oameni, să-i cheme la biserică, da? Ei pot face acest lucru, să îi invite pe oameni la biserică, împărțind niște iconițe din când în când. Știu că, de fapt, preoții vin la casa omului o dată pe an cu icoana de Paște sau de Crăciun, nu mai știu exact. Sau poate că vin și de Paște și de Crăciun, iarăși nu mai știu exact, dar este cam puțin. Deci această propovăduire este în acest mod. Se merge către om, da? Preotul merge către om sau ucenicul merge către om. Nu stă în biserică să aștepte ca omul să vină la Dumnezeu. Pentru că omul în starea în care se află nu merge la biserică și atunci dacă Mahomed nu merge la munte, atunci muntele vine la Mahomed. Asta a zis Iisus Hristos să facă ucenicii săi sau preoții. Dacă Mahomed nu merge la munte, atunci muntele să meargă la Mahomed. Asta a zis. Și mergând, propovăduiți, zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți, în dar ați luat, în dar să dați. Deci cred că asta trebuie să facă preoții din ziua de astăzi,
să propovădească Evanghelia, să meargă la Mahomed, acești preoți, acest munte, să meargă la Mahomed, să meargă la oamenii care nu merg la biserică, la oamenii depărtați de Dumnezeu cumva. Oamenii depărtați de Dumnezeu au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de învățătura lui Iisus Hristos și de învățătura Sfântului Moise, au nevoie de învățătura preoților. Sper ca Sfânta Biserică din România să facă ceva în această privință. Doamne ajută!